ferește un semafor, este foarte prudentă. Viața o protejăm dacă știm să circulăm. Sub acest slogan s-a desfășurat astăzi o nouă etapă a concursului județean cu tematică rutieră. Să vă spunem bine v-am găsit. Semafoare, carosabil, pieton și semne. Multe, noi de toate am învățat și acum vă rog să fiți atenți, răspundeți repede de știți. Pe orice vreme e atent, în intersecție e atent, traficul îl dirijează, strada o supraveghează. Îmbrăcați în polițiști și cu tehnica în dotarea oamenilor legii, prichindeii de la mai multe grădinițe și-au demonstrat cunoștințele rutiere. Am venit să spun poezii și să învăț să trec pe verde. Știai lucrurile astea sau le-ai aflat acum? Le-am aflat acum. Astăzi ești polițist. Ce ai învățat tu ca polițist astăzi? Să circul. Să circul. Cunoșteai regulile de circulație? Da. Și cum te-ai prezentat la concurs? A fost bine? Ești încrezător că vei câștiga? Da. Învățat să circulați? Da. Păi ce a spus? Poezii sau a cântat un cântec? Am spus poezii. Ce ai venit tu, Ștefan? Pentru că să primi medalie. Tu ai venit pregătit să câștigi? Să câștig. Ce înseamnă acest concurs pentru voi? Vă învață să circulați sau... Da, ne învață să circulăm. Și voi ce faceți? Spuneți poezii sau cântați? Spunem poezii. Viața o protejăm dacă știm să circulăm este o competiție organizată de grădinița numărul 19 din Drobeta, Turnu Severin, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți și în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți. Datorită faptului că este un număr foarte mare de grădinițe, avem un număr de 15 echipaje, ne-am gândit să desfășurăm acest concurs în această incintă care este extrem de primitoare și ne vor da și premii și diplome pentru copiii merituoși. Educația pentru circulație face parte din noile educații, din educația preventivă, iar unul din obiectivele învățământului preșcolar este de a-i determina și a învăța pe copiii cum trebuie să-și protejeze viața. Activitățile de educație rutieră sunt foarte importante, trebuie desfășurate și acțiunile în învățământul preșcolar. De ce? Pentru că acestea formează competențe, abilități copiilor preșcolari legate de și comportamente legate de trafic. Ei învață de la părinți, de la adulți, anumite reguli morale pe care trebuie să le în trafic pe care trebuie să le aibă. Acum sunt pietoni împreună cu părinților. Mâine vor fi poate șoferi. Polițiștii rutieri sprijină acest concurs cu tematică rutieră. Este o ocazie foarte bună pentru copii să-și îmbunătățească cunoștințele rutiere. Anul acesta s-a alăturat concursului și hipermarketul din zona Târgului Veterani, care a pregătit și cadouri pentru plichindei. Ne bucurăm foarte mult că putem să fim gazda unui astfel de eveniment, să fim în sprijinul Poliției Județului Mehedinți, Poliției Rutiere, să ne îndrume copiii, să circule preventiv. Ne bucurăm să putem să sprijinim Inspectoratul Școlar și unitățile de învățământ, pentru că unul dintre sloganurile noastre este că suntem parte din comunitatea din care facem parte. Concursul Viața o protejăm dacă știm să circulăm se află la cea de-a 12-a ediție.